Polițiștii giurgiuveni au îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare. Asta pentru că poliția română a ajuns la cea de-a 194-a aniversare. Vremea ploioasă i-a împiedicat pe polițiști să desfășoare activitățile în aer liber ca în anii trecuți. Dar cu toate acestea, elevii au fost bucuroși că au intrat pentru o zi în lumea oamenilor legii. Din păcate, timpul nu ne-a permis să ne desfășurăm activitățile așa cum ne-am fi dorit. Vreau să vă urez sănătate, vă așteptăm întotdeauna și să avem din rândul dumneavoastră viitorii polițiști. Vă mulțumim încă o dată, să fiți sănătoși, mulțumim cadrelor didactice și le urez și eu pe această cale la mulți ani tuturor polițiștilor. Cu ocazia Zilei Porților Deschise, organizată la sediul Inspectoratului de pe Bulevardul CFR, copiii au asistat cu interes la prezentarea armamentului din dotarea polițiștilor. Asta este lepte cu gir. MP7. Nu, se e un echivalent românesc al MP5. Bă, lasă-mă. Hai, mă, cu mine. Asta e MP7. Asta. Asta este o armă calibru 12, Benelli, pump action. Glanțele sunt undeva pe aici. Nu, nici chiar. Mai aia sunt groase și mai mici. Ăla e cartușul, glanțele e tot altceva. Încărcătura poate să fie neletală, muniție neletală, bile de cauciuc. Da, fie letală, brenic. Dar se bătmă! Ăsta este clocul, da? Da. Pistolul care îl avem noi în dotare. NOR 19 mm, deci este un pistol foarte bun. Dar e folosit și de forțele din America, FBI-ul folosește Glock. Un pistol foarte bun. Trage inclusiv sub apă. Dar și este mic și poți să-l ascunzi. Compact, rezistent. Dacă și vedeți, este greu? Corpul este făcut din plastic. N-ai voie. Corpul e din plastic. Metal are doar aici sus. Slide-ul ăsta. Exact. Mai apoi a avut loc o sesiune de informare și promovare a profesiei de polițist. Pentru a deveni polițist, o profesie mult râvnită și dorită de cei ca voi, trebuie însă de pe acum să depuneți toate eforturile și să vă canalizați pe disciplinele care se dau pentru a intra în una din instituțiile noastre de învățământ. Pentru a deveni polițist, trebuie de pe acum să vă preocupați de media de la purtare, să aveți un comportament corespunzător. Fiind o zi în care au răspuns întrebărilor curioase ale elevilor, polițiștii i-au invitat pe cei mici în birourile lor. Elevii au vizitat standul amenajat de Serviciul de Prevenire a Criminalității, după care au intrat în biroul unde se preiau apelurile la numărul unic de urgență 112. Următorul punct din itinerariul elevilor a fost laboratorul în care se află detectorul de minciuni și au aflat cum funcționează acesta. După aceea, cei prezenți au asistat la mult așteptatele exerciții demonstrative, DER fiind protagonistul unora dintre ele. Copiii au fost impresionați de exercițiile prezentate de luptătorii Serviciului Acțiuni Speciale.
Cum ți s-au părut exercițiile? Au fost minunate, să zic așa, și ne-au prevenit despre ce se poate întâmpla. Ce zi este astăzi, știi? Se fac 194 de ani de la inițierea Poliției Române. Ai mai fost și în alți ani la acțiune? Nu am mai fost, este prima dată. Și ce ai înțeles tu de aici? Ce îți place meseria? Îmi place, este o meserie importantă pentru fiecare persoană și fiecare are un rol aici. Te pasionează? Da. Au fost niște exerciții bune ca de poliție și mi-a plăcut cel mai mult cățelul când a acționat asupra infractorului. Ai mai fost la acest gen de acțiune? Nu, e prima oară. Te pasionează această meserie? Da, mă gândeam să mă fac la un moment dat polițist și cred că o să mă fac până la unul. La finalul activităților, elevii și-au satisfăcut o mare curiozitate. Ei au avut ocazia să urce în mașinile de poliție și au fost plimbați de polițiști. Zeci de ofițeri, agenți de poliție, șefi de servicii și subunități, dar și reprezentanți ai administrației locale și județene, și-au urat la mulți ani, reunindu-se într-o ședință festivă.